La începutul acestui an, în prima zi, am predicat de la acest cuvintele: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Era a doua zi după mormântarea soției mele. Să spunem și astăzi, alături de această familie, binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântată să fie familia aceasta, cu toată mângâierea de care au nevoie. Și așa cum spuneam, mi-ar fi imposibil să nu-mi amintesc exact în poziția asta, exact și sicriu cu scumpa mea soție. Să binecuvinteze Domnul pe cei ce sunt alături de familie. N-a fost puțin lucru, este de folos să fie frații și surorile alături de noi. Chiar dacă acum situația face ca să ne răsfirăm, să fie anumite temeri, dar ce e mai important, vrem să fim în rugăciune și în Duhul alături de familie. Și să aducă Domnul ziua învierii, să terminăm cu înmormântările și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Amin. Pentru că trebuie să plec undeva la o adunare ce n-am putut să o amân, o să am un cuvânt scurt și vă citesc un verset scurt rostit de David către fiul său Solomon. 1 Împărați, capitolul 2, versetul 2. L-am numit cuvânt la sfârșitul unei căi și începutul altei căi, la hotarul dintre căi. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Care e calea pe care merge toată lumea? Calea de la momentul morții. Nu face nimeni excepție. Toți vom trece pe aici. Nu știm cât de aproape, zice Dors într-o poezie, necunoscut și tainic e al nostru viitor, ceasul următor. Nu știm ce ne așteaptă la orice ceas făcut, căci drumul vieții noastre e adânc necunoscut. Necunoscut e al morții, și loc, și fel, și ceas, și nu știm până la ele cât timp ne-a mai rămas. Nu știe nimeni clipa, nu știe în care fel și în care loc așteaptă sfârșitul pentru el. Dar numai locul unde duci cu ce ai făcut, spre slavă sau osândă, nu ți-e necunoscut. Da, vom păși pe acest drum. Îmi amintesc de o vedenie care a fost în dreptul soției mele, cu vreo săptămână, poate, înainte de a pleca. Se vedea un drum la capăt și o groapă. Un semn, eu dincoace, ea dincolo și Domnul deasupra. Domnul mi-a spus până aici, ea spunea, lasă-mă să plec. Ea a mers pe acea cale, sora Mărioara a plecat pe această cale. De seara este privec și mâine mormântar la sora Poenaru. Dar ascultați-mă bine ce vă spun. Pe calea asta pe care merge toată lumea, își furcă. Și am citit în Ioan 5. Unii vor învia pentru viață și alții pentru judecată. Contează cum am mers până la calea asta. De acolo nu mă alege nimeni. Spunea cineva care a avut o viziune cu judecata, când îți rostea numele, pășeai automat. Spune în Matei 25 că va spune unora, veniți și altora duceți-vă. Cei cărora le va spune veniți, așa cu drag ar veni. Dar cum nu s-ar duce cei cărora le va spune duceți-vă? Dar de acolo totul e automat. De altfel, încă din acest pas se vede că voința noastră se suspendă. Pe calea care merge toată lumea, deși n-ar vrea să meargă nimeni din lume. Da. Dar spune partea a doua versetului și acum mă adresez familiei. Întărește-te și fii om. De ce zice întărește-te?
după plecarea cuiva ai nevoie să fii întărit. După ce a plecat Moise pe calea aceasta, îi spune Dumnezeu lui Iosua în mod repetat, Iosua capitolul 1, întărește-te. Îi spunem și noi la fratele Costică, la Călin, la soția lui, la Romele, la soțul ei, întăriți-vă, bizuindu-vă pe Domnul. Și Domnul să-i întărească în credință și în nădejde. Uneori ne rugăm pentru cei bolnavi și de îndată ce pleacă pe calea pe care merge toată lumea, îi tăiem din listă. Cel puțin să nu-i tăiați din lista minții dumneavoastră o vreme, au nevoie să fie întăriți, să vă rugați pentru ei și Domnul să le vină în ajutor. Și apoi este un sfat a unuia care termina viața și intra pe calea aceea ireversibilă și independentă de voința omului. Fii om! Adică fiecare plecare ar trebui să ne determine pe noi cei ce am rămas să trăim cu mai multă demnitate. Am întâlnit oameni doborâți plecarea cuiva. Și în situația în care sunt, am fost solicitat anul acesta în mai multe cazuri să vorbesc cu cei ce au rămas, pentru că sunt foarte întristați. Da. O, fie ca familia să fie întărită și noi toți să fim oameni, să trăim frumos. Spuneam la nunta de venit că după orice nuntă, orice familist a trebuit să ia hotărâri să trăiască mai frumos în familie. Dar e mult mai adevărat că după orice mormântare, orice om a trebuit să ia hotărâri să trăiască mai frumos. Așa e că în raport cu cei ce s-au dus, parcă am avea gânduri nobile dacă ar mai fi să fie, da? Dar nu știu cum se face, că de cei ce au rămas nu știm să avem suficient de nobile gândurile noastre. Și comitem aceleași greșeli. De fapt, ce înseamnă a fi om? Pe de o parte a trăi frumos. Dar pe de altă parte înseamnă a fi conștient că urmează să pleci pe calea aceea, să nu-ți faci vise mari pentru viață, să nu te crești cineva, ești doar un om. Și ce este un om? O suflare, oricât de bine s-ar ținea. Uneori la tinerețe, când suntem în putere, ne credem cineva, om. Da, e ceva frumos, e după chipul lui Dumnezeu. Dar iată ce este om. Fii om, trăiește natural, real. Doamne, dă-ne pricepere. Eu obișnuiesc să spun când mă întreabă cineva, ce faci? Muncitor cu ziua. Dacă mai dă Domnul o zi, mai trăim. O zi este o viață în miniatură, ești doar om. Tânăr? Uneori mor și tinerii. Nu scrie nicăieri că trebuie să îmbătrânim. Și uneori bătrânețea e foarte grea. O, dă-ne, Doamne, pricepere să trăim frumos. Fie așadar sfatul acesta primit ca din partea celor ce au plecat. Un sfat spus la capăt de drum. Eu mă duc pe calea pe care merge orice om. Dar noi care rămânem să trăim frumos, să știm să trăim și fie că atunci când vom păși și noi pe calea aceasta, după ce vom ieși la capătul celălalt al căii, al tunelului, să nu ajungem la judecată și la învierea celor neprihăniți. Amin.